Salutare, oameni buni, și bine v-am găsit la un nou videoclip din PS19. Suntem pe mapa tipul Apolska și suntem la discuit cu John Dillon, 62-30 Premium și discul GD3.2. Am băgat noi discuit, că terenul ăsta l-am arat tot trecută. A trebuit să băgăm la semănat, avem totul pregătit. Doar să termin terenul și discuii și pare că voi băga și la semănat, voi semăna fără a soarelui. Așa că nu uitați să apăsați și voi butonul de like, facem multe like-uri. Așa. Mai avem un pic și vom termina și terenul acesta. Lângă noi avem porumb. Asta este terenul, deci terenul care este cu porumb, este terenul 8. Dar nu îl voi cumpăra, eu am dat terenurile 12 și 9 și 20. Mie merge 3 terenuri, mă voi, că sunt mici, voi folosi utilaje românești pe mapa asta, pe asta o să jucăm o mapă cât de roleplay, voi încerca să fac roleplay. Terminăm discuterea în acela, îl la fermă, la ăsta, iau ăla cu sumătoarea, adică tractorul cu sumătoarea. Dar l-avem în stânga, să parcăm și noi tractorul ăsta aceea undeva, ca să nu ne încurcăm de el. Bun, hai să luăm UTV-ul, să mergem să semănăm terenul acela. Punem ușa și hai de la treabă. Am semănat. Și din ușa. Dăm și un semnal stânga. Din ceva, nu e nimic. Am pus și marcatorul în jos ca să știu exact în momentar și pe unde să o iau. Că cred că aș să vede și în realitate când se seamănă, se pune marcatorul ăsta în jos. Ca să știe fermierul exact pe unde să o ia. Eu sper că am făcut foarte bine cum fac. Eu nu prea mă pricep la agricultură, dar încerc să ofer un content cât mai de calitate, ca să aveți voi ce vedea, bineînțeles. Noi acum punem Sunflower, adică Fara Soarelui. Este ora 11:45 în joc. Și noi suntem la semănat. După ce vom semăna, vom lăsa puțin terenul să iasă roadele pământului. După aia voi veni cu un tractor cu roți subțiri ca să dau și cu fertilizator. Ca să am o recoltă cât mai bogată. Strânăm. Cred că așa se face și în realitate, când face un farming. Să fac și noi o poză. Am băgat UTB-ul la semănat, că stătea degeaba în fermă. Și am zis, hai mă, să-l băgăm și pe el la treabă. Și că l-am adus la magazin, mi se pare, tractorul cu semănătoare. Da, de acolo l-am adus. L-am și umplut la magazin cu semințe. Deci,
este super, este mișto semănatul. Și de stai și mergi, te uiți în spate, vezi dacă merge ceva, dacă merge bine, totul. Ia să băgăm, am ridicat semănătoarea în sus. Bun, 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 bun. Ia să vedem dacă lovim copac. E bine, nu lovim cu un copac. Deci, aici avem porumb. Ne punem soara soarelui. Ca să avem o recoltă cât mai bogată, va mai spus, o să fertilizăm, dar nu acum, mai lăsăm să iasă roadele pământului, după aia vom și fertilizăm cu un tractor cu roți înguste, o să obțin pentru voi. Ce? What? Atenți, fie rău. Să intrăm bine, o poartă. Păi intrăm, că nu, sunt tractoriști, la urmă, în vorba aia. Să dăm prin simătoarea cuțelor plug. Hop. Cam așa. Vom băga UTV-ul. Nu să mă aceam, văd, aceste bidoane. Și